ajungem aici. Nu vreau să încurc. Marcea! Ați încerc să fie mai succint pentru a câștiga timp. Încep prin a scuza, în primul rând, absența domnului viceprim-ministru Paul Stănescu. Dânsul este prins astăzi cu moțiunea de cenzură, care va fi votată începând cu ora 11, înțeleg. Inițial nu era și dânsul prins în programul vizitei, dar probabil că va reveni mai repede decât ne așteptăm și povești mai bune, dar pe care le va anunța domnul secretar de stat Iulea, căruia alături de domnul ministrul europene, domnul Marius Nica, îi urăm bun venit. Și vreau să le mulțumesc pentru disponibilitatea, să vă dezvolui nimic secret. Inițial, acest eveniment destul de important, zic eu, practic, momentul pe zero pentru începerea procedurilor de achiziție pentru execuția 150 de km de zonă de ține, nu e un eveniment care să fie trecut cu vederea. Inițial, acest eveniment trebuia să fie organizat cu mass media și eventual cu primarii, viceprimarii, consilierii din UAT-urile traversate de aceste drumuri județene. Dar ambii dominiștii au zis că dacă tot vin la acest eveniment și tot prezintă aceste drumuri județene, au zis că e mai important și mai oportun să se întâlnească cu toți primarii județului și le mulțumesc pentru disponibilitate. Poate mai sunt și alte probleme decât strict drumurile județene. Și e important să știți acest lucru. Deci, dincolo de o acțiune festivă, și o acțiune, sperăm, lucrativă, din care fiecare dintre noastre, pe fonduri europene sau pe PNDL, să plecați un pic mai lămuriți. Repet, 150 de km de drumuri județene, proiecte care, unele din ele, au fost scrise mulți ani în urmă. PNDL 2 este un proiect care sperăm că va funcționa mai bine decât PNDL 1, dar aici, iarăși, domnul secretar de stat va face prezentare urmând acelor două proiecte. Detalii despre câți cetățenii județului Bacău vor beneficia, vă oferi domnul președinte. Oricum, repet, 150 de km care vor fi scoși la licitație, probabil la începutul anului viitor. În 12 ani de președinte al Consiliului Județean, nu am avut cu asemenea ocazie fericită și asta este, în primul rând, meritul guvernului care, pe de o parte, a pus pe roate acest PNDL 2 și, pe de altă parte, a recuperat niște timp pierdut și în 2014, și în 2015, și în 2016 pe fonduri europene, dar aici, iarăși, probabil, o scurtă paranteză la face și domnul ministru. Aceste drumuri pe fonduri europene poate puteau fi mai repede lansate și spre achiziție și spre execuție. Am să-mi asum rolul de moderator încet, încet. Încă o dată vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a veni. Am să rog pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Sorin Brașoveanu, să fac o scurtă prezentare a acestor obiective care astăzi vă parafrază. Mulțumesc, domnule senator. Ne onorează și ne bucură prezența domnilor miniștri. Salutăm și prezența domnilor deputați, domnule primar, domnule subprefect, doamne și domnilor primari. Astăzi e o zi importantă pentru județul nostru, după o muncă de echipă, așa cum spunea domnul senator, multe proiecte începute de 2-3 ani de zile, o parte începute anul trecut și iată cazul este una din etapele în care concretizăm prin semnarea contractelor de finanțare a 8 proiecte. 1 prin programul operațional regional și 7 prin programul național de dezvoltare locală. Urmând, sigur, o altă etapă în care va trebui să ne continuăm munca prin documentația de atribuire pentru proiectare și execuție. Așadar, cele 7 proiecte care reprezintă modernizare și reabilitarea drumurilor județene, din totalul de 870 de drumuri, rețeaua de drumuri, kilometri de drumuri județene, pe care le administrează județul în momentul de față,
drumul interjudețean, pe program operațional regional, regiunea Nord Est, axa strategică 3, și salut pe domnul director general, domnul Vasile Asande. Am făcut echipă în tot acest timp, prin documentațiile înaintate, prin clarificări, prin sprijin din partea echipei domniei sale și iată-ne astăzi, în momentul semnării contractului de finanțare, este vorba de o lungime de 94,4 km pe raza județului Bacău și 62 de km pe raza județului Neamț. Este vorba de un drum integrat și aici în slide-ul acesta aveți harta. Sunt trei consoane de drum care însumează cei 95 de kilometri de la intrarea limită județ Neamț, Dămienești, Negri, Prăjești, Traian. Continuând cu tronsonul de la Secuieni, ținând cont că Traian Secuieni este drum național 2F care s-a finalizat anul acesta și o să continuă de la Traian spre Bacău anul viitor, probabil, IDG241, tronsonul Secuieni, izvorul Berheciului și cel de-al treilea tronson, drumul județean 241, izvorul Berheciului, Colonești, Răchitoasa, Motoșeni, Glăbănești, Podul Turcului și limită județul Vrancea. Populația de servite aproximativ peste 46.000 de locuitori. Valoarea totală este de 184.162.000 de lei. Drumul traversează 11 unități administrative teritoriale și trece prin 24 de sate. Reprezintă unica și cea mai scurtă alternativă de acces a acestor comunități la drumurile naționale, iar prin drumurile naționale la drumurile europene, și mă refer la drumul european 85 și Europa 581 la rețeaua TNT. Este singura modalitate de a da o nouă șansă de dezvoltare a zonei de est, o zonă mai săracă. Cea de-a doilea obiectiv în investiții în infrastructură referă la proiectele prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Aici e vorba de reabilitarea și modernizarea a 6 tronsoane, cele care le discutăm astăzi, drumul județean 241B, drumul județean 123, drumul județean 117, drumul județean 252C, drumul județean 243B și drumul județean 252A. O lungime totală de 63,3 km cu o valoare totală de aproape 190 milioane de lei. Tronsoanele de drum traversează 7 unități administrative teritoriale prin 25 de sate. Lucrări care constau în reabilitarea părții carosabile prin execuție, fundație din balast și piatră spartă și două straturi de mixturi asfaltice, reabilitarea a 15 poduri și construcția a unui pod nou, redimensionarea și reabilitarea 373 de podețe, șanțuri și rigole de consolidări de drum cu zid de sprijin, apărări de maluri cu zid de sprijin, consolidare de drum cu zid de sprijin și rigolă reforțată. Acestea sunt cele 6 tronsoane pe acest slide, pe hartă, în județul Bacău. Drumul județean 241B este vorba de comuna Filipeni, traversează din satul Pădureni, Fruntești, Filipeni, Mărești, Brac, până la Vlodișare. În drumul național care face legătura cu Vasluiu și drumul județean spre podul Turcului. Are o lungime de 15,4 km, aproximativ peste 6.000 de locuitori, valoarea investiției peste 34 de milioane. Cel de-al doilea tronson
Este cel între Corbasca și Tătărești, drumul județean 252C, care trece prin Drăgești, Tătărești, satul Corbasca, Scărișoara, Marvila. O populație de peste 7300 de locuitori, valoarea investiției puțin peste 63 de milioane de lei. Drumul județean 243B. De la, cu o lungime de 15 km, de la Motoșeni spre Stănișești, străbat satele Motoșeni, Gura Crăiești, Benești, Balotești și Stănișești, cu o populație de peste 7000 de locuitori, valoare investiții peste 33 de milioane. Drumul județean 252A, în comuna Horgești, la Horgești, Sobodol, Recea, Răcătău Rezești, Răcătăul de Jos. Este vorba de o lungime de peste 7,4 km, o populație deservită peste 4500 de locuitori, valoare investiție puțin peste 25 de milioane de lei. Următorul tronson este cel de la Valea Uzului, limită județ Harghita, străbate formațiunea muntoasă a Nemirei, un traseu cu mare potențial turistic în imediata vecinătatea râului Uz și face legătura cu, între Dărmănești și județul Harghita. O populație deservită peste 23.000 de locuitori și valoarea investiției puțin peste 15, aproape 16 milioane de lei. Și drumul județean 117 de la Poduri, care face legătura între Benzunț, Poduri și municipiul Moinești, străbate localitatea în satul Cernu, cu o populație deservită peste 9300 de locuitori, valoare investiției 15,5 milioane. Și cel de-al șaptelea obiectiv de investiție se referă la unitatea de învățământ special care se află în subordinea Consiliului Județean cu o valoare totală a investiției de peste 4.100.000 de lei, aproximativ 920.000 de euro, reparații capitale la această clădire. Este în domeniul public al județului, suprafața desfășurată peste 3.000 de metri pătrați. Durata de realizare a lucrărilor estimată 12 luni. În prezent sunt acolo 155 de copii cu previziune de 2019-2020 de 190 de copii. Sunt copii școlarizați care au cerințe educative speciale și unde li se asigură servicii educaționale și terapeutice la nivel de grădiniță, învățământ primar, liceal și profesional, sigur, în vederea lor, integrării școlare și socioprofesionale. Acestea sunt proiectele pentru care noi astăzi vom semna contractele de finanțare și vreau cu această ocazie să mulțumesc Guvernului României prin prezența domnilor miniștri, a domnului ministru Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, a domnului secretar de stat Adrian Gâdea, a domnilor parlamentar, a domnului senator Benea, împreună cu toată echipa de parlamentari PSD, care m-a susținut în tot acest demers și am simțit această echipă împreună cu dumneavoastră, a dumneavoastră, domnilor primari, care ne-am întâlnit de ori de câte ori a fost nevoie și a trebuit să completăm toate documentațiile, să ne încadrăm în timpul optim. Să mulțumesc echipei de la Agenția Dezvoltare Nord-Est, încă o dată pentru sprijin și pentru modul profesional care a făcut-o, să mulțumesc echipei din Direcția de Specialitate și colegilor din Consiliul Județean, Direcția de Investiții, Direcția de Dezvoltare, Serviciul Public Județean, pentru toată dăruirea și pentru toată munca. Și
Nu în ultimul rând, să mulțumesc presei și prin presă băcăoanilor, în care să spunem că ne ținem de treabă și n-am uitat jurământul din iunie 2016. Mulțumesc! Mai sunt câteva demersuri cu Comisia.
Comisia Europeană, Consiliul Concurenței, dar sunt optimist și aproape sigur că vom reuși finanțarea acestui obiect. Sunt câteva vești bune pe fonduri europene pe care le-am prezentat. Vă doresc mult succes în implementarea acestui proiect și, de asemenea, știu că mai este o lungă listă de așteptare la finanțare și împreună cu domnul Asandei vom găsi soluții pentru a semna toate contractele de finanțare pe programul operațional regional, unde avem listă de rezervă și cu siguranță le vom semna. Mulțumesc frumos și încă o dată aplauzele sunt pentru colegii. Dacă vă aprobă din personal, vinerea domnului a fost una dintre cele mai bune vești. Din iulie 2015, dinainte de colectiv, de pe vremea Guvernului Ponta, și până acum lunele când a venit dânsul, cred că de în 2016, nu prea știu cine vorbi la Ministerul Fundului Europene pentru această pistă. Practic, discuțiile s-au suspendat timp de 2 ani. Una dintre veștile cele mai bune pentru pista aeroportului Bacău este venirea domnului Nica și am o proprietate. Pentru că noi am lăsat o discuție undeva în octombrie-noiembrie 2015, același birou unde ne-am revăzut pentru a reanuda acest proiect, care alții nu l-au dorit finanțat. La compania de apă, sigur, lucrurile puteau merge și mai bine. Cred că, în continuare, e nevoie de mai multă coliziune și solidaritate pe proiectele care presupun asociații de dezvoltare intercomunitară. Probabil că aplicația pe PUIM, aplicația de finanțare pe investiții de alimentare cu apă, canal, va fi gata în primul trimestru al anului 2017. Primul trimestru înseamnă și luna... 2018, ce scuze. Primul trimestru înseamnă și luna martie. Din păcate, sunt în continuare comunități care, nu comunități, că nu e corect, aleși care nu iau în seamă fondurile europene ca oportunitate de finanțare pentru creșterea calității vieții din acea comunitate. E păcat, e un tren al finanțării pe fondurile europene pe alimentare cu apă și canalizare, care, eu zic că e ultimul. Și cine își asumă să nu se urce în el acum, o face pe viitorul acelei comunități. Dar sigur că se mai poate detalii aici și mai putem discuta la conferința de presă sau după ce depășim acest moment festiv. Vreau să-i dau cuvântul domnului ministru secretar de stat, Adrian Grădea. Faptul că merge mai bine nu înseamnă că sunt mai puține proiecte. Sunt foarte multe proiecte și pe PNDL 2 și pe PNDL 1. Dar efortul depus și regulile pe care le-au implementat de-a lungul timpului la Ministerul Dezvoltării a făcut ca acest proiect, acest program PNDL 2 și acum PNDL 2 să meargă pe alocuri mai bine decât multe dintre fondurile europene. Domnule ministru, vă răspuns. Mulțumesc, că bună ziua, română, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule senator Benea, domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor primari, stimați invitați, sincer, sunt onorat să fiu astăzi în județul. Un județ cu tradiții, un județ cu istorie, un județ cu oameni harnici și gospodari care doresc să realizeze cât mai multe lucruri bune, frumoase pentru comunitățile pe care le reprezintă și din care fac parte. Și acum spunea și domnul senator Benea, domnul vicepremier, din motive obiective nu au putut fi astăzi aici, însă vreau să vă transmit salutul și gândurile bune din partea domniei sale. Am semnat astăzi 8 contracte pe Programul Național de Dezvoltare Locală cu Consiliul Județean, 7 pentru drumul județene, alocările pentru reabilitarea unui centru școlar, 8 contracte extrem de importante pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea durabilă a județului Bacău, o infrastructură rutieră reabilitată nu poate avea decât un impact pozitiv asupra cetățenilor din acest județ. Drumuri modernizate și reabilitate înseamnă un trafic rutier care se desfășoară în condiții mai bune, reducerea riscului de accidente, mijloacele de intervenție de asemenea se pot deplasa într-un timp foarte scurt. Dar aceste 8 contracte pe care le-am semnat astăzi se adaugă altor contracte care au fost semnate fie în etapa
întâi a Programului Național de Dezvoltare Locală, fie în etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală. Ca un scurt istoric a ceea ce a însemnat Programul Național de Dezvoltare Locală pentru județul Bacău, vreau să vă spun că în perioada 2013-2016 s-a derulat prima etapă din PNDR, etapă în cadrul căreia județul Bacău i s-a alocat suma de 290 de milioane de lei pentru număr de 95 de obiective. O parte din cele 95 de obiective sunt finalizate, altele urmează a fi finalizate în perioada imediat următoare. Conform programului de guvernare aprobat și votat de către Parlamentul României, începând cu 1 ianuarie 2017, s-a instituit etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, etapă în cadrul căreia județului Bacău s-a alocat suma de 126 milioane lei pentru număr de 172 de obiective de investiții. Din cele 172 de obiective de investiții, până în acest moment, la Ministerul Dezvoltării s-au depus 155 de documentații, s-au semnat 45 de contracte, altele sunt în analiză, altele sunt pe circuitul de avizare. Termenul până la care se mai poate pune documentații este data de 21 noiembrie și pe această cale fac un apel la colegii primari care încă nu au depus aceste documentații să o facă până la data de 29 noiembrie. Și în cadrul primei etape și în etapa a doua am finanțat obiective din domenii extrem de importante, mă refer aici la educație, sănătate, cultură, alimentări cu apă, sisteme de canalizare, infrastructură rutieră, investiții care nu fac altceva decât să creeze condiții mai bune pentru cetățenii acestui județ, pentru cetățenii acestei țări, investiții care nu fac altceva decât să ducă la ceea ce cu toții numim civilizație. Eu vreau să vă asigur în continuare, domnule președinte, domnule senator, doamnelor și domnilor primari, stimați parlamentari, de aceeași deschidere, să contați în continuare pe sprijinul meu, pe sprijinul domnului vicepremier, pe sprijinul colegilor din Ministerul Dezvoltării. Sincer, vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea constructivă și fructuoasă pe care am avut-o. Vă urez, domnule președinte, domnule și domnule primari, mult succes în implementarea acestor proiecte, să dea Dumnezeu să ne întâlnim sănătoși și cel puțin în aceeași formulă la finalizarea acestor investiții, dar până atunci vreau să vă asigur că în perioada imediat următoare vom mai face un eveniment pentru a mai semna și alte contracte extrem de importante, printre care sursa de apă pentru municipiul Bacău, colegiul Costache Negri din Târgul Păgna, dar și alte investiții extrem de importante pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea acestui județ. Mult succes, domnule președinte, mult succes, doamnelor și domnilor primari, doamnelor primari. Domnul secretar de stat ne-a spus că se întoarce cu rezerva de apă în municipiul Bacău și colegii Costache Negri, investiții extrem de importante și destul de bine, destul de importante din punct de vedere financiar. N-aș vrea să încheiem această primă etapă a lor de cum să spunem oficiale, fără a-i dat cuvântul și domnului director Asandei, directorul Agenției de Dezvoltare Nord-Est. Eu am mai spus-o și domnul Asandei a făcut parte din veche echipă, dar sigur acum este în calitate de lider al acestei agenții de dezvoltare. Agenția de dezvoltare Nord-Est este agenția cu cele mai bun, cu cele mai grade absorții din toate agențiile de dezvoltare la nivel național pe programul operațional regional 2007-2013 oficial. Și asta nu este funcție. Lucrul asta a însemnat muncă multă la ADR și o colaborare bună cu primăriile, în special de municipii și orașe, și cu consiliile județene în toți acești ani. Repet, cel mai mare grad de absorție și sunt convins că în acest clasament al ADR-urilor, la nivel național, ADR-ul în Nord-Est va avea aceeași poziție onorantă și la finalul actualului exercițiu bugetar european. Domnule director, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule senator, domnule ministru, domnule președinte. Este o bucurie să participăm la acest eveniment care încheie o etapă și marchează începutul alteia, respectiv semnarea contractului de finanțare pentru unul din proiectele majore ale regiunii noastre, AXA Rutier 3. Aș vrea să fac aici o mențiune pentru echipa de la ADR Nord-Est și pentru Consiliul Regional. A însemnat o muncă de câțiva ani, pentru că aceste axe rutiere au fost pregătite încă de câțiva ani în urmă.
Și este un exercițiu la nivel național, practic noi am stabilit de atunci care vor fi drumurile județene care vor fi finanțate în acest exercițiu. Chiar în 2014 am început lucrul la axa rutieră. Dacă în celelalte regiuni sunt 9, 13, 20 de drumuri județene, noi am stabilit că avem câteva drumuri importante, axe rutiere care leagă principalele orașe ale regiunii. Aici e cazul Bacău, Piatra Neamț. Avem o altă axă, Iași, Suceava, Botoșani, Iași și Vaslui, Iași. Deci a fost o muncă de echipă care ar trebui continuată, după părerea mea, pentru următorul exercițiu, în sensul de a pregăti proiecte prioritare care vor fi finanțate, chiar dacă finanțările europene și politica de coeziune va arăta diferit după 2021. Cred că este timpul, cu tot efortul pe care îl avem cu implementarea programului în curs, să ne ocupăm și de viitoarele finanțări, urmând să vedem care vor fi exact regulile. Felicit Consiliul Județean Bacău pentru munca depusă. A fost, într-adevăr, o muncă de parteneriat. Am lucrat foarte mult împreună. Echipele noastre s-au consultat în așa fel încât proiectul să fie în cea mai bună formă posibilă. Într-un fel greu de acum încete, pentru că urmează procedurile de achiziții și executarea lui. Sunt convins că în aceeași echipă, în același mod de lucru parteneriat, vom reuși să ducem la bun sfârșit. Domnul președinte spunea că suntem o regiune cu rezultate bune în absorpția fondurilor europene. Poate că și datorită acestor rezultate, pe exercițiul în curs, regiunea noastră are o sumă de 1 miliard și aproape 100 de milioane de euro. La ultimul Comitet de Monitorizare a Programului Operațional Regional, suma alocată regiunii a crescut cu circa 40 de milioane de euro. Asta pe de o parte pentru că a apărut o axă prioritară nouă pentru orașele mici și mijlocii, axa 13, în care aceste orașe vor putea face proiecte sociale combinate cu infrastructură de străzi, urmează să se definitiveze ghidul solicitantului și vor vedea exact care vor fi condițiile. Pe de altă parte, domnule senator, să știți că munca noastră de realizare a unei strategii de specializare eficientă a regiunii a dat rezultate. Comisia Europeană și Comitetul de Monitorizare FOR a acceptat să finanțeze cu 29 de milioane de euro niște proiecte integrate specifice regiunii și proiecte care sunt abordate într-un mod total diferit decât cele de până acum, respectiv sunt proiecte care cresc de jos în sus și asigură soluționarea unor nevoi de cercetare, dezvoltare, prototipare și producție în regiune. Acest lucru a fost posibil, desigur, datorită sprijinului pe care l-am avut în Consiliul Regional Principal și, dacă vă amintiți, în urmă cu câțiva ani, Consiliul Regional ne-a cerut să facem ceva și pentru dezvoltarea economică a regiunii și facem, împreună cu partenerii noștri în entitația locală, desigur, cu partenerii guvernamentali și cu sprijinul instituțiilor europene. Mulțumesc foarte mult pentru invitația la acest eveniment. Succes mult, Consiliul Regional Bacău. Sunt convins că, în viitor, vom vorbi de o regiune, nu o regiune rămasă în urmă, ci o regiune performantă la nivel de dezvoltare economică în Europa. Mulțumesc! Să completare, mi-am adus aminte colegilor, într-adevăr să știți că este un rezultat foarte bun. Săptămâna trecută am participat la o întâlnire cu toți miniștrii fondurilor europene din Europa și doamna comisar Crețu chiar a dat exemplu pozitiv aceste proiecte din strategia de reducere a decalajului între zonele mai puțin dezvoltate și cele dezvoltate și regiunea dumneavoastră este în top alături cu cele două regiuni din Polonia. Deci chiar este un exemplu foarte bun și trebuie să ne mândrim cu acest aspect pentru că avem dovada clară că acolo nu există interes și implicare atât a beneficiarilor cât și autor și sprijinul autorităților publice locale și a colegilor din Ministerul Fondurilor Europene. Lucruri frumoase se pot face și putem fi mândri în Europa atunci când suntem dați exemplu pozitiv. Că de negativ ne-am săturat aici în țară și toată lumea vorbește numai despre negativ. Trebuie să scoate capul în Europa, să fim mândri și atunci când suntem lăudați să promovăm acest lucru. Tot ca o completare, vreau să vă spun că județul Bacău stă bine numai la absorpția fondurilor europene, stă bine și la absorpția fondurilor guvernamentale și spun asta pentru că prima etapă a Programului Național de Dezvoltare Locală, gradul de absorpție este de peste 70% și asta în urma colaborării pe care vă vorbeam mai devreme între Consiliul Județean, între autoritățile publice locale, de colegii parlamentari
și Ministerul Dezvoltării. O precizare extrem de... Mulțumesc! Mulțumesc la precizarea asta, că Dumnezeu ne-a spus pe real. Domnul Ministru al Fondurilor Europene, și cu asta vreau să închei, mi-a oferit posibilitatea să vorbesc despre un subiect care e fierbinte, dar nu văd foarte tangibil. Această autostradă în Moldova, Transilvania, este un proiect în Parlament inițiat de un deputat PDR, o mobilă cu celebra autostradă Unghie între Bumăreș. Au fost multe evaluări vis-a-vis de poziția pe care noi, cei din Bacău, o avem pe acest proiect. Și în momentul în care acest proiect va ajunge cel puțin la Senat, poziția mea este clară de a mă abține. Deși la prima vedere pare anti-proiect, anti-regiune, nu este așa. Cum știți, mulți dintre noastre cunoașteți discursul pe acest subiect. Despre celebra autostradă, cea mai pitorească, probabil, de România, pe plan Șepăr, Iantăr-Bumureș, se vorbește din 2006, au trecut, se fac 12 ani și nu s-a întâmplat nimic. Eu nu vreau să votez un proiect care va mai sta 12 ani pe plan Șepăr, dincolo de faptul că nu prea e fer pentru un proiect de lege să dictez guvernului ce investiție să se facă. Și zic așa, cea mai, și nu numai eu, ci și colegii parlamentari din PSD, cel puțin, și sper și din ANDE și de la celelalte partide, că Moldova poate fi unită realmente în Transilvania pe un traseu mult mai ușor de executat, mult mai ușor de finanțat și care, într-adevăr, ne conectează la culoarul 4, Sibiu-Brașov. Și vă rog să mă urmăriți cu ochii minții. Deci de la Brașov, autostrada Brașov-Bacău, este propunerea noastră. De la Bacău până la Pașcani este componenta autostrăzii 7, de care tot ați auzit Ploiești-Siret și care pe tronsoane, studiile de fezabilitate au fost scoase la licitație. Deci, practic, e asumat de guvern acest obiectiv. Deci, Bacău-Pașcani, 82 de kilometri pe aș, se fac pe așa, pe un obiectiv asumat de guvern. Iar Iași-Târgu Neamț, porțiunea celebrei Unghie între Bumureș se poate realiza pentru că nu ridică probleme nici de relief, nici de costuri, nici de execuție. Eu nu înțeleg de ce, sau am înțeles la guvernul Ciorbuș, nu înțeleg de ce se susține în continuare, chiar și de către colegii de la Iași, o variantă mult mai scumpă, în condițiile în care posibilitățile de finanțare s-au redus, trebuie să recunoaștem. Vreau să vorbesc de Brexit și alte chestiuni, dar e o problemă de finanțare a unor asemenea obiective și noi totuși insistăm, unii din Moldova, insistăm în continuare pe un proiect foarte scump. Eu am propria teorie că acest proiect a fost de-a lungul timpului pus pe fel de fel de master planuri și fel de fel de strategii de transport, tocmai pentru că este foarte scump, foarte greu de realizat și nu se face niciodată. Și măcar noi, cei din Moldova, trebuie să înțelegem că măcar noi, și Moldova înseamnă și Botoșani, și Iași, și Vaslui, și Bacău, și Neamț, și Botoșani, că mai repede și mai ieftin ne putem conecta la culoarul 4 pe varianta Iași, Târgu Neamț, Pașcani, Bacău, Brașov. Și este o poziție realistă, chiar dacă unora nu le place. Nu înțeleg de ce, în continuare, repet, Unghie între Bumureș reprezintă frontalul primarului și pică în această plasă împinsă de unii în mod deliberat. Dar să revenim la subiectul de astăzi. Știrea zilei este că, practic, sunt plus sau minus 80 de milioane de euro la dispoziția Consiliului Județean pentru a se realiza 160 de kilometri de drum județean și asta este o veste bună și o veste care nu poate fi trecută cu vederea și repet, felicitări tuturor celor implicați în aceste proiecte, oameni, și succes în procedurile de achiziție. Probabil că la sfârșit nu va fi 80 de milioane de euro să face economie în achiziție, dar poate, cu siguranță, cei 160 de km vor fi realizați. Important este să înceapă execuția mai repede și asta ne dorim cu toții, indiferent de culoarea politică. Practic, am încheiat această primă etapă. Acum, primul gazda noastră și
primul scris la cuvânt este primarul municipiului Bacău. Vrea să întreprindă două proiecte, două, trei proiecte importante ale municipalității, după care din sală cine dorește să intervină, haideți să profităm de prezența și a directorului Agenției de Dezvoltare și a ministrului secretar de stat și, bineînțeles, a domnului primar. Mulțumim de găzduire. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, secretar de stat, domnule președinte al Consiliului Județean, stimate doamne și domnule primari, domnule prefect, doamnelor și domnilor deputați. Primul rând este onoare să vă putem găzdui aici în municipiul Bacău. În al doilea rând, vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru faptul că, uitați, se concretizează niște proiecte pe principiul pe care l-am spus de fiecare dată de anul trecut. Ne ținem de cuvânt și mergem în continuare pe același drum. Și uitați că, indiferent de ce povestesc unii, ce explică alții, că descoperitori unui adevăr inexistent, uitați că ne ținem de cuvânt. Și vreau să felicit din acest punct de vedere toată cooperarea pe care o aveți, Consiliul Județean, autoritățile publice locale și începe să simtă, folosind toată sinceritatea, începe să simtă acest parteneriat și pentru municipiul Bacău, între Consiliul Județean, municipiul Bacău, ADR, unde și un guvern care, într-adevăr, este cu adevărat preocupat de ce probleme au oamenii și nu ce probleme au unii sau alții pe la diverse talk show-uri. Problemele pe care vreau să le ridic, domnule ministru al fondurilor europene, practic le-am mai discutat, dar vreau să mă spargem și public. Ne apropiem cu pași repede de donarea, aș putea spune, unui bombe cu ceas care a fost lăsat într-un fel sau altul sub Preș. Aici discutăm de termoenergie Bacău sau CERT Bacău. Este o bombă cu ceas care consumă în fiecare an circa 10 milioane de euro, peste 10 milioane de euro din banii locuitorilor municipiului Bacău, pentru a încălzi la 15% din populația municipiului. Am ajuns în etapa în care această fazare pe fondurile europene, din punctul meu de vedere, este greu de făcut, pentru că ar însemna perpetuarea unui minciuni, care a fost încă de la început prezentată sub sursă și trâmbițe marele proiect de terminal Bacăului, niște parametri care nu au existat niciodată, niște formule care nu au existat niciodată, proprietățile terenului care nu au fost, sau proiecte irealizabile și imposibil de dus până la capăt. Repet acest lucru și mai am proprietatea cuvintelor pe care le spun. Este vorba, practic, de prezentarea de date și informații eronate, cu scopul de a trage în cont de oameni, asta e părerea mea. Și este o situație pe care, într-un fel sau altul, Guvernul României trebuie să-și o asume, deoarece acest proiect de 25 de milioane de euro este cofinanțat într-o proporție de peste 45% și de Guvernul României. De ce spun aceste lucruri? Pentru că uitați, astăzi faceți posibilă dezvoltarea a multe comunități locale. Dezvoltarea acestor comunități locale se face în parteneriatul pe care îl aveți dumneavoastră, Guvernul României, cu Consiliul Județean și cu reprezentanții acestor comunități. Pot spune că în momentul de față municipiul Bacău este privat de această dezvoltare cu circa 10 milioane de euro anual, exact cum am prezentat anterior, pe un proiect care nu este nici fezabil din punct de vedere economic, nici tehnic, nici sustenabil și spun că este o posibilitate de a discuta foarte deschis, exact cum am prezentat și săptămâna aceasta în fața domnului vicepremier. Cred în această variantă în care proiectele de termie care au fost asumate de către România în fața Uniunii Europene pe acea micșorare a emisiilor de dioxid de carbon pe de parte. Pe de altă parte, asumarea
asumarea acestui proiect ca și mare producător sau unul dintre producătorii de energie electrică din rețeaua națională, sunt niște obligații pe care, în primul și în primul rând, România și le-a asumat și în subsidiar comunitatea din municipiul Bacău. Cred că există posibilitatea să începem o discuție foarte sinceră și foarte tranșantă. Și, așa cum am prezentat anterior, cred în această posibilitate împreună cu venind, practic, și utilizând toate formulele juridice, ca acest termen sau acest cert al municipiului Bacău ori să fie preluat de Guvernul României, ori vreme cu cert într-o formă cu instituțiile europene care au asumat un proiect doar pe eficiență energetică și reducerea noxelor sau emisiilor de dioxid de carbon, dar nimeni nu a discutat de eficiența lui economic. Pe principiu, dacă ne dorim atât de tare un sistem centralizat și Uniunea Europeană ne spune că e bine, Guvernul României consideră că e bun, Guvernul României dincolo de orice culoare, mă refer la instituții, atunci cred că există o posibilitate ca statul român să susțină în mod direct acești coloși energetici, moșteniți dintr-o etapă de dinainte de 89. Asta este o variantă de lucru. Am vrut să o ridic cu toată sinceritatea în fața dumneavoastră. Suntem deschiși la orice fel de discuții și abordări la aceste termenici, dar proiectul parlamentar de termine un sistem centralizat pentru municipiul Bacău, în față reprezintă o povară anuală de 10 milioane de euro. Și dacă este să facem o comparație, doamnelor și domnilor primari, vreau să înțelegeți și doamnelor și domnilor consilieri locali județeni, vreau să înțelegeți foarte bine care sunt nevoile unei comunități. Vreau să vă spun că 10 milioane de euro poate să însemne finalizarea spitalului municipal, 10 milioane de euro poate să însemne finalizarea unui stadion. Asta înseamnă 10 milioane de euro pentru o comunitate de dimensiune municipiului Bacău. Pe de altă parte, nu pot să vă mulțumesc pentru faptul că am găsit toată parteneriatul și toată deschiderea în Guvernul României, în domnul secretar de stat, în domnul vicepremier, în domnul ministru al fondurilor europene pentru tot ceea ce înseamnă rezerva de apă a municipiului Bacău. Vreau să menționez aceste lucruri pentru că multă lume îl consideră un obiectiv foarte simplu. Dar el nu are o conotație electorală. Lumea îl aplaudă când va fi făcut votul de apă în comunitatea municipiului Bacău, ci este o stare de normalitate. Dar existența unui sistem de rezervă alternativ la un oraș de aceste dimensiuni este obligație legală pe care avem fiecare. Și spre deosebire de etapele guvernamentale pe care le-am trecut în calitate de primar, e primul guvern cu care se poate discuta foarte sincer și foarte deschis. Și problema s-a pus într-un mod foarte sincer. Avem de ales, facem un stadion sau facem rezerva de apă. Și am ales împreună cu vicepremierul României și cu secretarul de stat și cu senatorii și deputații de Bacău cu certitudine rezerva de apă municipiului Bacău. De asemenea, acest obiectiv de 9 milioane de euro va fi la final, dragă, întregul sistem de rezervă, este rodul unei cooperări foarte strânse cu grupul politic de deputați și de senatori condus de Dragoș Benea, președintele organizației județene. Pentru că vreau să discutăm foarte sincer și foarte deschis. Este nevoie ca cineva, și asta înțelegeți ca și primari, când cineva te susține la București în guvern. Și înțelegeți foarte bine la ceea ce mă refer. Și exact în același principiu și exact în aceeași echipă am mers împreună și vreau să mulțumesc pentru aceea. Trăgând o linie, nu vreau să... Dumneavoastră aveți probleme administrative foarte concrete și aceste probleme pe care le-am ridicat eu sunt de natură administrativă și juridică. Dar, din păcate, această problemă pe care am ridicat-o eu costă fiecare an undeva la 10 milioane de euro într-un mod inutil. Mulțumesc, domnule primar. Mulțumesc pentru frumoasele cuvinte.
toamna se numără boboci și noi boboci se vor număra în mai de 2020 și până atunci trebuie să muncim. Am mai spus chestia asta și o vom face, chiar dacă nu există peste tot coeziune și înțelegere. Domnul mai pesimist din prima parte a intervenției, trebuie să înțelegeți, este absolut firesc, chiar dacă sunt cuvinte mai dure, nu este firesc ca după un an și jumătate de la preluarea mandatului, în continuare să dai cu mătura după alții, care promiteau și apă caldă și căldură gratuit. Găurile negre lăsate sunt greu de astupat și evident că frustrarea este legitimă și punctul pe ei, pe un asemenea proiect de termie, trebuie pus. Un proiect de care, pe care guvernul trebuie să se asume, citesc din domnul primar, e adevărat, guvernul ca instituție, pentru că, în mod moral, cred că guvernul din 2009 sau din 2010, nu știu care, din noiembrie 2009 sau din 2010 trebuie să se asume, pentru că atunci 2010. S-a făcut un montaj care își arată ineficiența peste ani și ani. Să vedem, mizând pe pragmatismul, chiar și actualului premier, chiar și a domnului ministru de afaceri europene, în analiza acestui proiect și găsirea unei soluții prin care municipiul va putea să nu mai pierdă această sumă uriașă, an de an, aproape 10 milioane de euro. Adică trebuie puțin pragmatism și luat în piept această problemă, pentru că altfel, pentru municipiul Bacău, ca și pentru care altă municipalitate, 10 milioane de euro e o sumă uriașă, o sumă colosală și v-a dat câteva exemple de domnul primar. Domnul ministru vrea să intervină și mă bucur. Vă răspund la ambele probleme legate autostrada. Cea mai bună soluție a fost furnizată de colegul meu de la ADL, care aici la masă a spus ca să putem semna astăzi aceste contracte de finanțare pe drumul județene. În 2012 v-ați apucat de treabă. Așa este și la autostradă, domnule senator. Dacă vrem ca Bacău-Brașov să se facă când este prevăzut pe master plan 2025 sau când este prevăzută ea, trebuie să începem de acum. Și nu este cazul doar acestei autostrăzi, este cazul majorității lucrurilor de infrastructură în ceea ce legate de autostrăzi. Și aici angajamentul guvernului este clar și l-am comunicat săptămâna aceasta Comisiei Europene de a începe pregătirea acestor proiecte. Pentru că altfel vom ajunge în 2023-2024. Avem finanțarea, dar nu avem ce proiecte să utilizăm și pentru care să obținem banii europeni. Deci noi vom începe acest demers și dacă Ministerul Transporturilor vor trece această autostradă, dar fiind prioritară conform master planului 2020 și după 2023, putem să ne apucăm să începem la pregătirea XRP, PT, studii de teren, exact acele motive pentru care România, de fiecare guvern care a venit la conducerea Ministerului Transportului, a ieșuat, pentru că nu a avut timp suficient să pregătească aceste proiecte. Legat de proiectul de termie, discuția în acest moment este una tehnică. Una în care guvernul își poate asuma anumite angajamente, dar trebuie să definim foarte clar ce a fost atunci, în momentul 2009. Dacă vorbim de date și informații eronate, care s-au bazat pe niște realități din teren nepotrivite la momentul acela, sau dacă vorbim de date și informații false care au fost folosite tocmai în acest scop de a obține o finanțare. Până nu avem această analiză, nu ne putem lua niciun angajament și nici nu putem avansa un scenariu. În cazul în care informațiile au fost eronate, greșit prezentate, se pot îndrepta lucrurile, în cazul în care au fost furnizate în mod intenționat, să spunem fraudulos, atunci vorbim de fraudă și practic banii vor trebui recuperați. Dar nu putem avansa în acest moment niciun scenariu, pentru că suntem în analiză la nivelul minister. Da, o completare la autostrada asta, și e bine că discutăm, e bine să fie limpede și pentru mass media și pentru fiecare dintre noi, ca să nu... Noi acest discurs îl avem de mult timp. Noi, practic, ce spunem? Spunem așa, consolul Târgu Neamț, Târgu Mureș, prin Ditrău, Poiana Largului, putem să fie el care este și greu de executat și foarte scump la finanțare. Vrem să fie înlocuit de un Bacău Brașov, care, lucru nu lipsit de importanță, nu traversează niciun rezervație naturală. Traseul celălalt, Târgu Neamț, Ditrău, dincolo pe documentația a fost solicitată acum pentru investigații suplimentare, traversează rezervația naturală 2000 și cred că Ministerul Transportului ar trebui să învețe din propria experiență. Prea multe investiții mari, importante în România, autostrăzi, au stat după fel de
ursuleți, râși, vidre, broscuțe și alte animăluțe care apar prin rezervațiile astea, care sunt importante și ele nu sunt împotriva animalelor, dar totuși, până se va aviza un asemenea tronson, o să rămână Moldova chiar că este cea mai săracă regiune din, este vitală această interconectare cu Ardealul și cu Transilvania, cu culoarul 4 Sibiu Brașov, pentru dezvoltarea acestei regiuni. Sau pentru stoparea căderii economice a acestei regiuni. Depinde de unde o priviți. Și trebuie să în primul rând, noi să fim conștienți de acest lucru. Noi cei din Moldova, toți spunem că, da, e important autostrada, evident. Nu cred că e cineva care are pretenția sau susține că nu e importantă pentru dezvoltarea regiunii autostrada. Dar haideți să ne ancorăm în realități. Banii sunt tot mai puțini, cerințele sunt tot mai multe. Avizarea, vedeți ce greu de curge în siturile acestea arii protejate. Poate vom avea parte de mai mult realist în acest, și pragmatism în acest mandat al Ministerului Transportului și la Compania Națională de Autostrăzi. Bun. Intervenții din sală, pe PNDL, pe alte probleme, scrie la curaj. Vă spun că domnul Bedea, în principiu, nu știu cum îl surprind. Duce. Nu cred că îl surprindem. Așa că, vă rog. Mai ales că dăm și eu subliniez încă o dată. Deci, domnul ministru, viceprim-ministru altă domnule, nu stăm după prezența mea. Orice zi câștigată, orice zi care trece, e o zi pierdută. Deci nu stăm după. Am fost gata, s-a și nimerit să fie gata toate în această perioadă a noi, în luna noiembrie. Repet, și domnul Mica și domnul Vedeau multă întâlnire cu toți primarii, noi aveam un alt montaj ceva mai restrâns, dar foarte bine. Oricum o să-i mai revedeți la peste două săptămâni, domnul Vedea și domnul Stănescu la rezerva de apă a Bacăului. Investiții importante, într-adevăr, și 9 milioane de euro. Iar pentru cei care au dubii legate de acest gen de manifestări, de acest gen de evenimente, să nu uite că în procedura, și toți ați parcurs, să spunem în ordine, în procedura de implementare a unui proiect european, etapele de informare sunt foarte atent urmărite de echipele de monitorizare. Și la anunțul din casă, și la conferința de presă, și la recepția evenimentului. Pentru că așa ține legătura cu publicul. Și cine are întrebări legate de acest gen de evenimente, e bine să și le... intervenție. În primul rând vreau să vă felicit și să vă doresc mult succes în implementarea acestor proiecte, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră și așa cum știu și toți domnii colegi primari, greu de-abia atunci începe după semnarea contractului și această greutate provine din faptul că urmează faza de achiziții publice. Și vreau să mă refer la această fază prin care trebuie să trecem toți. Legea achizițiilor publice este o lege foarte complexă, stufoasă și vreau să fac o mică propunere. Cred că colegii primari și cred că și dumneavoastră veți fi de acord cu ce spun eu. Ne vom lovi sau ne-am lovit deja cu unele probleme vis-a-vis de această lege și fac următoarea propunere. Domnii primari,
să facă un fel de centralizare a problemelor cu care s-au confruntat. Eventual, le vom prezenta în Consiliul Județean, să fie dumneavoastră, domnul președinte Benea și domnilor parlamentari și domnii primari, chiar dacă fac uneori, să zicem, propuneri, pot fi și hilare la un moment dat, dar din suma acestor observații, cred că putem contribui la perfectarea acestei legi a achizițiilor publice. Și încă un lucru vreau să subliniez și să vă mulțumesc, domnule președinte Benea, că ați amintit de acest lucru. Faptul că se lucrează la completarea, sau să zic eu, legii 153, care se referă la modul de retribuire a celor care lucrează în colectivele de implementare a proiectelor pe finanțare europeană. Mi se pare o mare nedreptate pentru acești oameni care lucrează într-un stres extraordinar de mare, lucrează într-un ritm foarte intens, au o mare răspundere alături de primari și cred că ar fi foarte binevenită găsirea unei soluții să le dăm un spor la salariu. Vă doresc succes, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru comunitățile din județul Bacău. Sunt convins că colegii noștri primari sunt nerăbdători, cei care ne-au depus să vină să semneze contractele cu PNDL, pentru PNDL 2 și chiar așteptăm și un nou proiect PNDL 3 ca să rezolvăm probleme din cadrul anteriorilor. Mulțumesc! Gracias.